Ploaia a făcut prăpăd și în satul Rece din raionul Râșcani. În doar 40 de minute, ploaia a măturat prundișul de pe mai multe drumuri locale, a distrus grădini și a inundat case și beciuri. Ploaia i-a lăsat un gust amar acestei femei. Ea spune că apa i-a înnecat peste 30 de pui de găină, i-a distrus toate culturile agricole și i-a inundat beciul. Ea a pășit la vecerem za carovai. Был сильный дождь. Не могла перейти дорогу. Вода несла сильно. Я пришла, чтобы взять урлу яло для коровы. Отсюда шла вода. Pietrișul de pe drumuri a ajuns în curțile oamenilor și au format mormane de până la 80 de centimetri. A venit ploaie puternic și ne-a necat tot chiatra de pe drumul spalat și a intrat în casă. Ne-a făcut un prăpăd, numai ce am terminat reparația în casă. Și pe afară și soacele, tot e faramat. Eu cam nu mai știu ce să fac. Oamenii din localitate spun că ploaia i-a lăsat fără provizii pe iarnă. Cel mai grav este însă faptul că ploaia le-a compromis lucrul cel mai de preț, ciornoziomul, spun oamenii. Cel mai mare problemă e nu numai că am pierdut sorgul, dar am pierdut cel mai bun pământ, cel mai bun tot ciornoziomul l-a scos în drum. Aici avem 30 hectare de sorg care sunt rupte. Vedeți, eu cred că 40% din sorg e afectat, e stricat. În afară de asta avem 50 hectare de floarea soarelui, acolo care tot e afectat foarte tare. A venit apă, glod, mai mult, e ca așa mai sus de genunchi apa. Tot acolo am avut pâine, ne-am murat. Ce-ți fac? Așa o dat Dumnezeu, eu unde să mă duc? Vădit emoționat, primarul localității spune că apa a distrus mai mulți kilometri de drum care au fost reparate de curând. O comisie specială urmează să evalueze pagubele. Drumul care îl vedeți anul trecut a fost reparat capital, n-am cuvinte. Nu. Bani, pierderi enorme. Bani băgați în primărie, care mă gândeam când trebuie în sfârșit, să fac câte azăcii. Autoritățile raionale spun că deja 7 primării s-au adresat autorităților raionale după ajutor. La Păscăuți au suferit particulari, au intrat apa în casă, în beciuri, în fântâni, Alexandrești, Grinăuți, Hiliuți, Pociumeni, Recea. La Alexandrești chiar și au suferit și albinărie la un agent economic, a fost distrus știbeile și avem un taur ucis de tresnet. Și pentru următoarele zile, meteorologii prognozează ploi cu descărcări electrice, dar și grindină.